Dragi prieteni și frați, iubită familia Domnului nostru Isus Hristos, sunt mișcat în adâncul sufletului meu să continuăm studiul Scripturilor cu această ocazie pe aceeași temă de vineri seara precedentă, partea a doua, deci placă sfatul meu. Și spun aceasta că mi este sufletul mișcat văzând bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu în spatele acestor cuvinte. Placă-ți sfatul meu. Pur și simplu, Dumnezeu vorbește cu atâta bunătate, cu atâta politețe, cu atâta respect pentru fiecare dintre noi, încât nu lasă loc pentru niciun fel de scuză. L-au întrebat pe un cetățean care zicea Dumnealui că nu crede în Dumnezeu. Mă rog, este o vorbă fără acoperire. Nu există această persoană de moment ce diavolul crede. N-are cum să fie cineva tata al diavolului, nu se poate așa ceva. Dar el așa zicea și spunea că dacă, dacă vei te întâlnești cu Dumnezeu și o să-ți spună de ce n-ai crezut, și atunci el a zis, o să spun, nu mi-ai dat suficiente dovezi, Aș fi, ar fi trebuit să-mi dai mai multe dovezi. Ca pe timpul Domnului Hristos, mai fă o minune, încă una și încă una. Și Mântuitorul a spus, zice, acest neam păcătos și prea vrea încă un semn. Nu, e de ajuns. Și vreau să spun că în aceste cuvinte, pe care le găsim aici, placă sfatul meu, este atâta bunătate încât nu o să poată nimeni vreodată, incluzând pe cel rău, nu va putea nimeni vreodată să găsească vreun fel de scuză sau de pretext pentru care a refuzat apelul acesta atât de dulce al inimii lui Dumnezeu. Placă-ți sfatul meu! Acum, iubiții mei, aceasta e în Daniel 4, 27. Acum aș dori să trecem pur și simplu la viața noastră de fiecare zi și să vedem unde se aplică acest cuvânt. Doamne, dar Tu mă chemi să-mi placă sfatul Tău. Tu mă sfătuiești, te sfătuiesc, cumpără de la mine, te sfătuiesc, te sfătuiesc, te sfătuiesc. placă sfatul meu și... Tu, mă, tu îmi spui aceasta, dar sfatul tău este ca eu să pun capăt unor lucruri care se întâmplă să-mi placă. <laughs> Și cum să-mi placă mie sfatul tău când mie îmi place împotrivă? Daniel îi spune: Sfatul meu este acesta. Pune capăt păcatelor tale, trăiește în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale. Ai milă de cei nenorociți și poate că ți se va prelungi fericirea. Acesta este sfatul. Nu discutăm dacă e drept sau nedrept, bun sau rău. El este bun și drept, fără discuție, sau roadele vorbesc aceasta. Problema serioasă, cheia problemei este acest cuvânt. Placă-ți! Vom învăța cu această ocazie câte ceva despre puterea grozavă a plăcerii. Care anulează complet rațiunea, gândirea, prezentul, reali, lucrurile reale, autentice, totul dispare atunci când plăcerea Ființei noastre absoarbe toate energiile vieții. Rămâne tot orașul pentru neric, din cauză că plăcerea este o putere teribilă și ea este în spatele hotărârii noastre de a rezista sfatului lui Dumnezeu. Și apelul lui profetului este acesta, placă-ți sfatul meu. Bine, ce să fac dacă nu-mi place? Pentru că mie, lui plăceau păcatele. Lui plăcea trăirea, viața în păcat, lui plăcea, nu-i plăcea viața aceasta credinț, de credință, în neprihănire. Nu, no, nu trebuie așa ceva. să pentru bătrâne, pentru uh, rupe cu nelegiurile toare pe care, care el găsea atâta plăcere în nelegiurile lui de acolo. Acolo era plăcerea lui. Și ce să ai milă de nenorociți când plăcerea lui era să zdrobească popoare și. Uh, uh, deci era vorba de o coliziune între a găsi plăcere în căile lui Dumnezeu și în sfatul lui Dumnezeu și a găsi plăcere în păcat. Tocmai că sfatul lui Dumnezeu era pune capăt acestor lucruri în care el își găsea plăcerea. Să găsești plăcere în, în, în a nu găsi plăcere în aceste lucruri și atunci acest lucru se aplică, de fapt, vieții fiecăruia dintre noi. Cum să îmi placă sfatul, tot că mie îmi place păcatul. Când Mântuitorul a vorbit despre lumina venind în lume, zice, oamenii au ales întunericul din cauza că aveau plăcere de păcat, ei vreau să continue în păcat. Aceasta era adevărata problemă. Bun. Acum vom căuta să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să răspundă la o întrebare serioasă. Mulți oameni gândesc că dacă o persoană a înțeles despre ce este vorba, dacă o persoană știe adevărul, din momentul acela e totul. Nu este totul. Dacă perso acea persoană are plăcere în nelegiuire, poate să știe adevărul adevărului plăcerea are ultimul cuvânt, ea va absorbi toate energiile vitale, va ajunge în final să nege chiar pe Dumnezeu, când este vorba ca plăcerea să domine ființa noastră. Așa că, deci, cum se face că mintea noastră care știe ce e bine, știe ce să aleagă, înțelege clar, știe unde duce drumul, Mintea noastră totuși refuză sfatul lui Dumnezeu și alege contrariul. Cum se face lucrul acesta? Ce este la baza acestei absolut oarbe revolte a omului împotriva propriei lui vieți? Cel din lucru pe care îl vom stabili în lumina cuvântului lui Dumnezeu este acela care privește punctul de aplicare al păcatului. Când vorba lui Camil Petrescu, dulce ca păcatul. Bun, când, când, păcatul este dulce, este așa pentru că am negat, am aruncat înapoi a noastră sfatul lui Dumnezeu și ne-am dedicat acestui, acestei plăceri a păcatului. Dar împotriva cui se întâmplă lucrul acesta? David a spus împotriva ta am păcătuit. Da, este adevărat și vom, vom afla din cuvântul lui Dumnezeu ce înseamnă lucrul ăsta, că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Dar nu e totul. Un om pierde din vedere faptul că, de, că, în realitate, el păcătuiește împotriva lui însuși. Dacă mergem în cartea lui Iov, la capitolul 35, versetul 5, îl auzim pe Elihu vorbind acestor prieteni și lui Iov. uite te spre ceruri și privește, apelează la, la gândirea noastră. Ia, hai să facem, vină vin, vin o să ne judecăm, hai să vină cu mine în casa olarului, hai cu mine să vezi pe, pe oamenii aceștia care ascultă de părintele lor și așa mai departe, vină cu acest să-ți arăt animalele, să vezi ce se întâmplă la animale, Vino. Și aici spune, zice, uite-te spre ceruri și privește vezi norii cât de sus sunt față de tine? Vezi lucrul ăsta? Da, se mai aici, nubius, e imens, da. Dacă păcătuiești, ce rău îi faci tu lui Dumnezeu? Cel care înjură de Dumnezeu cu cuvintele acele atât de spurcate, omul acela, îl întreabă Elihu, tu ce-i faci lui Dumnezeu când vorbești așa ceva? Când tu te ridici, te revolți împotriva lui Dumnezeu, cine se poate Ridica împotriva lui Dumnezeu, doar dacă ar fi un alt Dumnezeu ca Dumnezeu. Abia acolo se poate discuta. Dar cum scrie Scriptura, un ciob dintre cioburile pământului se ridică împotriva celui preanalța. Este un, este un total nonsens. Acesta uh, se ridică împotriva lui Dumnezeu, să răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În realitate, scrie versetul 6: Dacă păcătuiești cerui lui, și când păcatele ții se mulțesc mai mult și mai rău și mai revoltat, ce-i tu lui Dumnezeu? Când. Nu am nimic. Dacă ești drept, ești credincios, să zicem, trăiești în îi dai ceva lui Dumnezeu? Ce îi dai lui? Ce primește el de mâna ta? El care a spus că nu are trebuință de nimic și nu este slujit de nimeni și nu este în vreo împrejurare în care depinde de cineva sau de ceva, ci toate lucrurile depind de Dumnezeu. Aceasta spune Elihu. Înțelege, deci, în versetul 8: Răutatea ta nu te poate vătăma decât pe tine și pe semenul tău. Dreptatea ta nu folosește decât ție, omului, fiului omului, dacă ești credincios pentru tine ești. Găsim această idee în Zaharia, la capitolul 7. Au venit niște oameni să întrebe acolo, trebuie să mai plângem și în ziua luna 5, -a. era un plâns național, cam cum e în Corea de Nord. Trebuie să plâng și în luna 5 -a și să mă înfrânez, cum am făcut atâția ani, mai trebuie așa ceva, mai ținem așa ceva sau... Da sau nu? Sau... Balam, zice, mergem sau nu mergem? Păi dacă, dacă zici că nu e bine, atunci să ne întoarcem. Dacă zici că nu e bine, nu, 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 mergi liniștit unde ai plecat, că inima ți este ajunsă deja acolo. Ce să facem? Mai ținem așa, nu mai ținem? Întrebă ei aici în versetul 3. Versetul 4. Atunci domnul știrilor mi-a vorbit astfel. Spunele le acestor oameni, spune la tot poporul țării și preoților când ați postit și ați plâns în luna a cincea și a șaptea, în acei 70 de ani, oare pentru mine ați plâns voi? Pentru mine veniți la adunare? Pentru mine sunteți credincioși? Pentru mine când mâncați și beți? Cum să spun? Selectiv, alegem un lucru, refuzăm un altul. Când păstrați nu, ce trebuie păstrat cu privire la mâncare și băutură. Nu sunteți voi cei ce mâncați și beți. Cine beneficiază de așa ceva? De ce ții aceste lucruri ca și când ei face o slujbă lui Dumnezeu? Dumnezeu a spus clar în, pe, prin Pavel în, pe înălțimile lui Marte. Idolii sunt aceștia care au trebuință să fie slujiți. Vechiul Testament arată cum îi duceau în spinare, cum erau duși în spinare idolii aceștia, pe când Dumnezeu nu. Ci cu ajutorul lui Dumnezeu, lumina cuvântului său, ne ajută să înțelegem un lucru. Păcatul este săvârșit împotriva propriului Suflet. Dacă mergem împreună și urmărim uh, ideea aceasta, a, așa cum este arătată în Sfânta Scriptură, ne vom da seama că omul păcătuiește împotriva propriului său Suflet. Nu există altceva. Este. Este atât de clar arătat în cuvântul lui Dumnezeu că omul păcătuiește împotriva propriului său suflet. În cartea Proverbelor, în capitolul 20 cu 2, zice omul acesta, omul, acesta care se ridică împotriva împăratului sau împotriva sfatului lui Dumnezeu, nu-mi place sfatul lui Dumnezeu, nu-mi place de profetul ăsta de mica. Omul acesta scrie în Proverbe 20, versetul 2, păcătuiește împotriva sa însuși, Acolo este, acela este punctul de aplicare al păcatului. Este un om care adună câștiguri nedrepte, sume mari în bancă, nedreptățește pe oameni, oia pe scurtături, fură, nu plătește taxe, face toate mișcările acestea și... Uite ce vai, ce sume, ce... Habacuc 2 cu 9. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite. Știi cât a câștigat anul ăsta? Nu, nu este această întrebare. Întrebarea este, este un câștig binecuvântat sau este un nelegiuit? Pentru că dacă e un câștig nelegiuit în clipa ce datele, nu, acesta nu mai e câștig. Aceasta e pierderea cea mai completă. Vai de omul acela care strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui. Știți cum spune acolo? Grinda strigă și tot ce este acolo în casă ți-aduce aminte de unde le ai, cum, cum le-ai procurat. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui ca să-și așeze cuibul într-un loc înalt. Își face o casă cu viu, cu vedere pe un loc înalt, vede tot târgu și așa și care strânge câștiguri nelegiuite ca să aibă siguranță, să, să scape din mâna nenorocirii, securitate, siguranță. Este la adăpostul la acestui cristian. Ce este acesta nelegiuit? Versetul 10. Rușinea casei tale ți-ai croit. Rușinea casei tale împotriva ta însuți ai păcătuit. Ai păcătuit împotriva ta. Dacă lucrul acesta devine clar pentru sufletul nostru, nu mai avem acea înclinație pe care o are totdeauna de a se împotrivi lui Dumnezeu. Ce poți să-i faci tu lui Dumnezeu? Nu-ți dai seama că prin păcat tu, de fapt, distruși propria ta ființă. Aceasta apela Daniel, acesta era apelul lui Daniel. Placă-ți sfatul meu pe care ți-l dau cu această ocazie. Supune-te sfatului lui Dumnezeu. Bine, dar David a spus că împotriva ta am păcătuit. Cum păcătuiește un copil împotriva părinților? Un tânăr, să zicem, care face ce nu trebuie și ajunge la închisoare sau ajunge în spital, ajunge bolnav pe viață. Ajunge în condiții cumplite. Am, am văzut un cortej lung de tineri în viața mea care și-au distrus ființa. Uh, nu, ei nu au vătămat pe părinților, nu i-au băgat în închisoare pe părinților. Unii i-au băgat, s-au ajuns în închisoare uh, din cauza aceasta. Ei, ei au căzut, ei au făcut lucrul acesta împotriva vieților, dar ce suferință pe inima părinților. Astfel că, Într-un cuvânt scurt, păcătuirea împotriva lui Dumnezeu înseamnă suferința pe care noi o provocăm lui Dumnezeu prin păcat. Care părinte nu chinuie când vede copilul lui că alege căi rele? Aceasta înseamnă împotriva ta în Nu doarme noaptea, suferă, plânge, stă în genunchi, se roagă. Luptă pentru copilul lui care a ales rău, dar copilul acesta păcătuiește împotriva lui însuși. În același timp, inima de părinte Transformă această păcătuire în suferință. A păcătui împotriva lui Dumnezeu înseamnă suferința pe care o provocăm lui Dumnezeu prin păcatul nostru, prin alegerea noastră, prin faptul că nu ne place sfatul pe care îl dă Dumnezeu, ne place cu totul altceva. Și când cerem iertare, noi ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu să-i cere iertare pentru suferința provocată și apoi, spune Biblia, cereți iertare de la cel pe care l-ai bătămat. Știți care este primul căruia ar trebui să cerem iertare propria noastră viață împotriva care am păcătuit? Nu ar fi rău să ne uităm în oglindă? Și să spunem chipului acestuia distrus eventual sau bolnav sau arestat sau chinuit, eșuat în viață, eu sunt cel care te-am adus aici. Eu am făcut aceasta împotriva vieții mele. Eu m-am străpuns cu fără de legea mea sau cu alegerile mele. Omul păcătuiește împotriva lui însuși și acest lucru ar trebui să fie totdeauna prezent în viața și ființa noastră împotrivirea, îi spunea domnului Saul prin Samuel, este tot atât de vinovată ca și brăjitoria, ca și ghicitoria. Nu înțelegi tu că de fapt cu ce măsură măsori, tu de fapt măsori sufletului tău, vieții tale. Iubiții mei, când David a făcut planul acesta de cine este doamna aceea de acolo, din apă, care s a adus și a păcătuit cu ea, el n-a știut că, de fapt, păcatul lui, el păcătuiește împotriva propriei lui fete, propriei lui fici, Tamar. Tamar a căzut victimă în aceleași condiții în care a căzut Batshema. Nu s-a gândit la lucrul acesta. El a crezut că păcatul lui se rezumă la ceea ce se întâmplă acolo. Nu. Păcatul lui a dat o idee lui Amnon. Duhul cel rău care, prin care David a făcut fapta cumplită pe care a făcut-o a trecut asupra fiului său, păcatul părinților în copii, prin puterea exemplului. Și atunci am noi noia pe urmele tatălui său și și el pune mâna pe cineva care se întâmpla să fie chiar sora lui. David face planul să-l omoare pe Urie, un plan viclean, mizerabil, a corupt armata, i-a implicat împreună cu el, a omorât mulți tineri. Acest lucru a dat o idee lui Absalom. A zis, așa cum a făcut tata când l-a omorât pe Urie, așa o să fac eu. David n-a că în momentul când l omoare pe Urie, face un criminal din propriul lui copil. Absalom devine criminalul, îl omoară pe Amnon în condiții groaznice. Mai departe, când David l-a omorât pe Urie, n că el omoară propriul lui copil cu care era însărcinat Bathsheba, pentru că Bathsheba a trecut printr-o perioadă de jale și dacă vom consulta cărți de specialitate ne vor spune că un făt, un copil, cum era ea însărcinată, sufere în aceeași măsură în care suferă mama și el a trecut prin trauma aceasta împreună cu mama, împreună cu Batseva. Lucru care, de fapt, poate să fie cauza morții acestui copil. David nu a înțeles lucrul acesta, că ori de câte ori zici o vorbă, faci o faptă, tu, de fapt, acționezi împotriva propriei tale vieți. Așa cum mă învățam înainte, ajungem să fim victime ale unei ciudate puteri care se numește plăcere de rău. Un om are plăcerea să facă rău. Ascultam zilele trecute. Cineva a zis, nu, este, nu există cuvântul prăjituri în Biblie, pentru, acum pentru anul nou, pentru sărbătorile acestea și cu prăjituri. nu există prăjituri în Biblie. Și eu i-am spus, da, da, există, zic. Uite, în proverbe scrie, omul care ascultă cuvintele bârfitorului, cuvintele lui, pentru omul ăsta ascultător de așa ceva, sunt ca niște prăjituri care alunec pe gâtlej în stomac. Da. Sigur că Așa cum arată cartea Apocalipsei, nu-i tot una cu gustul pe care îl are cineva sau ce plăcere are cu ceea ce se întâmplă în strac. Unele lucruri sunt picante, gust, au gust bun, dar de fapt sunt otrăburi, sunt nenorociri. La fel se întâmplă aici. Plăcerea aceasta de rău trebuie privită nu în lumina senzației pe care o creează, ci în lumina efectelor pe care le are. Există plăcere autentică și aceasta înseamnă armonia cu Dumnezeu și există senzație de plăcere. A fost creat drogul în, în vremea noastră, care creează un fel de scurtătură în creier către secretarea substanțelor diverse pe endorfine și altele, dar pe scurtătură, nu pe baza faptului că un om a muncit o zi se uită la câmpul pe care l-a lucrat sau la mobilă sau la casa pe care a făcut-o sau la ce a scris, ce a făcut el în viață și se uită la lucrul mâinilor lui asemenea lui Dumnezeu și se bucură, e bun foarte. Aceea este o plăcere într-adevăr. În Isaia 58 spune, când ajuți un nenorocit, imediat sănătatea ți înflorește, trăiește aceasta. Aceasta este plăcerea plăcere autentică și ea înseamnă nimic altceva decât armonia cu Dumnezeu. Există însă senzația de plăcere cam de tip placebo, pl placebo eh, medicamentul acela sau praiurea e ipsos gol, dar mintea are impresia că este ceva nemaipomenit. S-au făcut teste pe oameni și s-a ajuns până acolo încât cineva a luat un placebo din asta care e ipsos gol și a gândit că a fost anesteziat și s-a lucrat pe natura lui sub această imaginară anestezie. Cu alte cuvinte în ființa noastră, în corpul nostru, impactul sau senzația este aceeași. Efectul însă nu este același. Acolo Mântuitor a spus după roade vei cunoaște dacă lucrul acesta este o plăcere sau este numai o senzație de plăcere. Plăcerea este o putere. Este, nu ar trebui să se joace nimeni cu puterea aceasta, pentru că ea ajunge să robească un om până acolo, încât nu mai contează nimeni. Intrarea păcatului, păcatului în lumea noastră, în protopărinții noștri, a, a venit pe bază de plăcere. Deci plăcerea, ei nu au spus, nu a venit pe bază de teologie, o, oh, înseamnă că Dumnezeu nu este așa cum ne-am învățat noi la teologie, e altfel. Nu, a venit pe bază de plăcere. Plăcerea aceasta a avut o așa putere încât a shut down, cum să zice, a stins, a, a anulat, a decuplat pur și simplu rațiunea, a decuplat credința, a decuplat realitatea în care era și a construit un raționament pe baza unei date unor date absolut false. Și anume, datele erau că. Acel pom poate să dea cuiva uh, o înțelepciune, să să deschidă mintea cuiva. Dom'le, cu... de unde știi că deschide mintea? Ai testat? Pe câți oameni s-a testat? Cine a mai testat așa ceva? Ce? Nu, a, 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 simpla idee, pe ideea aceasta a apărut senzația de plăcere Era plăcut la... pentru că era plăcut la culoare. Omul este impresionat de estetic, de culoare, de Formă, era plăcut la privit. Din momentul acela a fost considerat bun <laughs> pentru că era plăcerea. Când îi place unui om ceva, din clipa aceea are toate calitățile. Când nu-i place, poate fi un bine real, dar e degeaba că lui nu-i place, a hotărât să nu-i placă. Și lucrul acesta duce, nu duce la aceeași destinație. Pe baza acestui lucru, plăcerea a fost așezată de Dumnezeu în noi și, așa cum Sfânta Scriptură ne spune, plăcerea lui Dumnezeu, plăcerea Domnului nostru, Isus Hristos, va fi umblarea cu Dumnezeu. Găsim aceste lucruri scrise în Isaia, capitolul 11, versetul 3. Plăcerea Lui va fi frica de Domnul sau umblarea cu Dumnezeu. Frică înseamnă prețuire mare, ți-e frică, umbli cu un lucru prețios în mână, umbli cu un copil mic, Doamne, cu câtă grijă, Doamne, poți să te împiedici sau să scadă din mâini, sau cu câtă atenție, cu câtă prețuire, umbli. aceasta înseamnă plăcerea lui va fi frica de Domnul nu va judeca după înfățișare, ăsta este bun ca să dea înțelepciune. Chiar mi-aș dori așa ceva. Dar ești pe ce bază? De unde vine? A spus Dumnezeu că așa ceva dă înțelepciune? Sau... Nu, este o idee pe care un om a creat-o în mintea lui pentru că îi place. Asta e tot. Acesta a fost argumentul lui Samson. Când părinții au apelat la el și s-au rugat de el și au spus, uite, ascultă, există o altă, placă-ți sfatul meu, știi, nu, nu, nu lua pe drumul acesta. Îmi place sfatul vostru, așa este, mintea îmi spune că este așa, dar cum spune Pavel în Roman 7, văd în mine altă lege, mă trage inima în altă parte, îmi place altceva. Plăcerea a fost dată pentru nobilarea și înfrumusețarea vieții noastre, nu pentru distrugerea vieții noastre. De aceea, distinția între plăcere și senzația de plăcere sunt roadele. După roade vei cunoaște. Priviți oamenii care au, au sucombat sau predat plăcerii drogului. Ei știu că lucrul acesta duce la moarte. Degeaba i-ar ține cineva lecturi și ar spune, uite, cercetările au arătat asta. Este absolut în zadar. Plăcerea este o putere atât de mare în om, încât decuplează complet rațiunea, adevărul, realitatea. Un om vrea să rămână în imaginația lui, acolo unde pur și simplu nu este nimic. Este un mare gol. El vede înaintea lui un pod pe care va trece către o stare mai înaltă, dar în realitate este o cumplită prăpastie. Omul este un fel de somnambul sub puterea aceasta a plăcerii. Să cerem de la Dumnezeu limpezirea, curățirea, binecuvântarea plăcerii în viața noastră, să ne dea El acea plăcere care, prin puterea ei, face din Dumnezeu bucuria noastră. Acesta e Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea, iar plăcerea Lui este umblarea împreună cu Dumnezeu. Te rugăm din suflet, Tată, să conduci pașii noștri și viața noastră pe drumul acesta să ne faci să distingem întotdeauna glasul lui Dumnezeu, să ne, faci, să ne dai plăcere pentru sfatul Tău, Doamne, și să ne ajut să gustăm încă de pe acum roadele lui binecuvântate în viața noastră și a celor iubiții noastre prin Domnul Isus Hristos. Amin.